Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal Flowstyle, pentru că astăzi o să facem încă un episod foarte special, pentru că episodul de alaltăieri v-a plăcut, sau cu ieri sau alaltăieri, de acum 2 sau 3 zile, cu cum să faci un meniu KFC acasă, v-a plăcut foarte mult și foarte mult mi-a spus să faci și cum să faci un meniu McDonald's acasă. Dintre KFC și McDonald's îmi place mai mult KFC din anumite puncte de vedere, și la fel și McDonald's din anumite puncte de vedere. Deci nu am unul preferat. Îmi plac ambele. Dar ca să mâncăm mai sănătos și ca să ne simțim mult mai bine și ca să ne bucurăm de momentul în care o să realizăm noi meniul acela, hai să-l facem acasă cu un buget mult mai mic. Bine, nu sunt sigur dacă cu un buget mai mic, pentru că depinde, dar poate așa o să învățați și voi dacă nu aveți chef să vă duceți până la McDonald's și să vă luați nu știu ce dita mai meniu, sau poate este departe de voi, sau știți că ăștia nu dau comenzi acasă. De ce nu dați mai McDonald's comenzi acasă? Faceți comenzi acasă și o să faceți o țară fericită, credeți-mă. Am încercat eu odată să dau comandă, dar nu a mers. Așa că astăzi o să facem propriul nostru meniu McDonald's acasă. Așa că înainte de toate vreau să dați un mare like și bineînțeles să mă urmăriți pe pagina mea de Instagram Flor din Hrisco, pe care o găsiți în descriere, pentru că aș fi tare, tare bucuros să-mi dați un follow și bineînțeles o să primiți și voi înapoi inimioare și comentarii și așa mai departe. Așa că hai să dăm bătaie. Așa că hai să vă prezint ingredientele de care avem noi nevoie, bineînțeles. Alma, nu acum, te rog frumos. Avem în felul următor. Bineînțeles, o roșie. Punem deoparte. Ketchup. Facem reclamă la Tommy, sponsorizați-vă, vă rog frumos. Maioneză deja folosită, dar nu contează. Faza e că vreau să facem cu ingredientele pe care le avem deja prin casă, chiar de sunt deja desfăcute. Avem, bineînțeles, brânză topită, feliate, fetine, cum se mai zice. Bineînțeles, hamburger de pui am aici. Pot să iei un hamburger de vită, probabil ar fi cel mai bun, mai că nu am găsit unde am fost să caut, asta e, nu contează, am fost la un magazin. Și vă recomand hamburger de vită pentru că este cea mai bun. Bineînțeles, chifle, hamburgerul, exact, exact, Alma, da. Și bineînțeles, un cuțit, o linguriță și un fund. Pentru început, bineînțeles, trebuie să facem carnea, hamburgerii de pui, barbecue. Și trebuie să îi prăjim, așa că hai să îi dăm bătaie. Perfect! Fiți atenți aici, am prăjit, mai exact nu am prăjit, avem aici hamburgerii de pui. Pentru început, hai să desfacem această... Dar de ce nu mă vedeți pe tot? A, perfect. Stați așa să vedeți ingredientele mirobolante de pe masă de aici. Desfacem prima oară punga, două chifle, perfect. Așa că, bineînțeles, pregătim farfuria, luăm cele două chifle și o să le punem, o să le tăiem în două. Mamă, îmi place partea asta când le tai așa în două, pentru că îmi dă o senzație ca și când de satisfacție, nu știu cum să vă zic. Perfect! Bum! Și a doua, știu că facem niște mizerie aici. Eu am văzut foarte mult, v-a plăcut la aia cu KFC extraordinar de mult și a zis că sunt bucătare foarte, foarte, foarte bun. Dar nu sunt deloc foarte bun. Am pregătit aici pâinile, chiflele și pentru început, bineînțeles, trebuie să punem fetinele. Așa că, înainte de toate, vreau neapărat să-mi lăsați în comentarii ce fel de videoclipuri vreți să mai facem. Perfect, avem un felul următor. Punem, bineînțeles, stați așa, se poate se vede mai bine. Ia stați așa, fiți-a. Mamă, cât de bine arată, ești nebun la cap. Așa că, această serie o să vreau să o numim Gătește cu Flo. Pentru că de fiecare dată când vreau să mai gătim ceva, o să o numim Gătește cu Flo. Așa că vreau neapărat să-mi spuneți idei, să-mi lăsați în comentarii ce vreți să mai facem la Gătește cu Flo. Ar trebui un intro din ăla șmecher. Mama, ok. Prima oară, feliile una aici și bineînțeles o luăm și pe cealaltă. Ia fiți atenți, pac, 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 una, două, trei și patru. Perfect, am adus, perfect. Am pus feliile de brânză. Următoarea va trebui acum să punem salată, pentru că am uitat să vă zic, salată de salată, salată verde sau salată iceberg. O să punem o bucată de salată, bineînțeles. Trebuie să o tăiem așa frumos, să fie cât mai, să se vadă cât mai bine. Mamă, 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 cât de bine arată, jur. Perfect. Mamă, cât de bine arată, ia fiți atenți. Wow! Acum va trebui, bineînțeles, să punem hamburgerul de pui, pentru că ăsta este cel mai bun. Ia fiți atenți ce frumos se vede aici. Și ăsta, următorul. Mamă!
Mă, jur că mă angajez, nu că mă angajez la McDonald's. Ia fiți atent. O să-mi fac propriul meu McDonald's și eu o să fiu bucătarul și de fiecare dată când o să veniți la mine... Ce, Alma? Imediat o să dau știe. De fiecare dată când o să veniți la mine, o să-ți spuneți că vreți un hamburger a la flow. Următoarea chestie trebuie, bineînțeles, să tăiem roșia, mamă. Ok. Roșia va trebui cumva să o tăiem în felul acesta, că așa o să se iasă felii. O să vreau să tăiem așa în sus, voi nu faceți așa ca mine. Și apropo, v-am zis, puteți să faceți perfect. Știți că la McDonald's se spune că na, nu prea sunt sănătoase și așa mai departe, dar nicăieri în altă parte, credeți-mă că nu este foarte 100% sănătos. Să nu aveți încredere niciodată în chestiile astea, credeți-mă. Oricum, noi mâncăm ce ne dă Dumnezeu. Aia e toată chestia. Am pus și două felii de roșii. Ia fiți atenți aici ce frumos. Mamă, cât de bine arată. Băi, nu știu dacă se vede, dar mă jur. Hai, mamă. Fuuu, direct, șef Florin Scărlătescu ar fi mândru de mine, crede-mă. Salut, domn șef Scărlătescu, ce mai faceți? Următoarea chestie pe care trebuie neapărat să o punem, bineînțeles, trebuie să fie, fiți atenți, castraveți murați, ia fiți atenți ce borcan. Ia uitați-l, ia uitați-l cât de mare e, ia uitați-l cât de mare e. Fuuu, ce bine miroase, ești nebun la cap. Hai să-l desfacem, e proaspăt, de-abia desfăcut. Ia să vedem. Mamă, ia. Și l-am desfăcut, ia. Și bineînțeles, acum urmează castraveții pe care puteți să-i tăiem ușor, mărunței, foarte, foarte mititei și drăguței. Iar acum urmează o parte foarte, foarte interesantă. Trebuie să punem încă o fetină, brânză topită mai exact, o să dăm asta puțin la o parte, ca să acopere sandwich-ul. Mamă, cât de bine arată, jur. Perfect. Mamă, cât de bine arată. Zici că e magic, frate. Ia uite cât de bine arată. În viața mea n-am văzut așa ceva. Perfect. Cum, băi? Cum? Cum se poate? Cum? Iar acum, punctul culminant, bineînțeles, punem niște maioneză. Sau după preferințele voastre puteți să vă puneți, să nu vă puneți maioneză, muștar, ketchup și așa mai departe. Eu prefer maioneza pentru că place foarte mult. Așa că punem pe deasupra niște maioneză. Și bineînțeles acum urmează ketchupul. Tommy, sponsorizați-vă. Hai să vedem. Mamă, ia uite ce bunătate. Ia uitați ce bine arată și bineînțeles punctul culminant. Ia uitați. Bam! Și murdăria dispare. Și bam! Eu sper că vă place, bineînțeles, ne-am pus aici un pahar de cola, stai mai puțin. Apropo, e Coca-Cola Lime. Și ne-am pus două porții de hamburger pentru că eu sunt mai muncăcesc de felul. Și bineînțeles, vreau să vă reamintesc pentru cei care nu au văzut distracul pe care l-am făcut ieri pe canalul Florentin Hriscu. Îl găsiți în descriere, neapărat primul link, apăsați acolo și urmăriți-l. Este un fel de distrac YouTube România Rewind 2017, așa că l-aveți în descriere. Bineînțeles, hai să degustăm hamburgerul nostru. Unul din ele, mamă, cât de bine arată și e mare, frate. Ia fiți. Bineînțeles, avem și cartofii. Wow. Sincer, mie nu are gust exact ca la McDonald's, pentru că McDonald's are niște ingrediente care îl fac pur și simplu. Acolo știu că urmărisem odată un documentar care spunea că McDonald's are o grămadă de ingrediente secrete și așa mai departe, dar este mult mai sănătos pentru că știți ce puneți în el. Așa că eu sper că v-a plăcut acest episod. Încă o dată vreau neapărat și neapărat să îmi lăsați în comentarii ideile și sugestiile voastre despre ce vreți să mai facem. Și bineînțeles o să ne vedem la anul în 2018, pentru că ăsta este ultimul episod de pe acest canal din anul 2017. Vreau să vă urez de pe acum un la mulți ani. Vreau să vă zic încă o dată sărbători fericite, să vă petreceți sărbătorile cu familia în continuu și în continuu, pentru că asta este cel mai important și pentru asta vreau neapărat să aveți toate chestiile astea în viață, mai ales sănătate și fericire și iubire și pace și iubire, bineînțeles. Așa că vreau să vă zic, urmăriți-mă pe pagina de Instagram Florentin Hriscu pe care o găsiți în descriere. Așa că vă zic multă pace și iubire.
Mai vrei să zici ceva? Ok. Salutare!